Anul trecut au fost constatate peste 680.000 de contravenții, cu aproape 56.000 mai multe față de anul 2021. Potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, cele mai multe nereguli au fost în traficul rutier. Colega mea, doamna Madalina Guștiuc, a studiat informațiile și vine cu mai multe detalii. Bun găsit! Din toate contravențiile depistate, în peste 90% din cazuri au fost date amenzi. În mai puțin de 1% din cazuri s-a trimis dosarul organelor de cercetare, iar în aproape 2% din cazuri procesul contravențional a fost încetat. În medie, la 1000 de locuitori au revenit peste 250 de decizii de aplicare a sancțiunii contravenționale. Pe categorii de contravenții, aproape fiecare a doua amendă se referă la încălcările din circulația rutieră, adică peste 70% din cazuri, în creștere cu 20% față de 2021. Pentru cei ce au atentat la ordinea și securitatea publică s-au dat peste 10% din sancțiuni. În topul deciziilor de aplicare a pedepsei au urmat cele ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală și valorile mobiliare, adică aproape 5%. În circulația rutieră s-au dat peste 460.000 de amenzi și aproape 11.000 de avertismente. Au fost înregistrate și peste 600 de cazuri de privare de anumite drepturi și puțin peste 300 de cazuri în care a fost aplicată munca neremunerată în folosul comunității. Cele mai multe amenzi s-au dat pentru viteză, peste 150.000. Aproape 17% dintre amenzi au fost pentru nerespectarea indicatoarelor și neacordare de prioritate. Iar pentru centură, cască de protecție sau folosirea telefonului, încă aproape 14% din totalul sancțiunilor. În 2022, amenzile au avut o valoare totală de peste 500 de milioane de lei. Gradul de încasare este de doar 41%.